Sziasztok! Az Agrohof on the Road újabb epizódját én szeretném bemutatni ma nektek. Itt vagyunk Romániában, Krasovermesben, ahol egy Omicron XL 2500-as talajmarót fogunk bemutatni nektek munka közben. Tartsatok velünk! Ziua tuturor! Suntem în județul Caraș-Severin la domnul Mircea, care a cumpărat de la noi o freză de sol Omicron XL 2500. Aș vrea să las pe domnul Mircea să ne spună câteva cuvinte despre utilajul pe care îl folosește destul de frecvent. Dânsul este, cred că, cel mai în măsură să ne spună cum lucrează acest utilaj și cât de mulțumit este de el. Bună ziua! Vă mulțumesc că ați venit! Utilajul e o este foarte faină, cum zicem noi bănățenii. Nu ai nevoie de absolut nimic altceva decât de un plug. Face toată treaba impecabil, îndreaptă solul, poate să fie cât de rău arătura merge, nu are nicio problemă. Am arat în toamnă acum niște borzi de nu poți să intri nici cu tractorul gol peste ele și vedeți cum s-a făcut. În el am dat, clar trebuie să dai de două ori când e foarte bordos așa și o seamă numai lucernă, trifoi și asta că avem o fermă de oi. Nu? Mie îmi place foarte tare, o recomand la toată lumea care are nevoie. N-ai nevoie de niciun alt utilaj, niciun dis, niciun altceva. Toacă, efectiv, toacă pământul. Îl face cât de mărunt vrei, în condiții normale, n-ai nevoie să treci decât o singură dată și perfect și îndreptat și totul lui numai să asamen pe el, e foarte ce ați okay. Recomanda clienților? Ce fel de tractor să folosească pentru un astfel de utilaj? De la cât ai putere? Asta de 2 metri jumate, tractorul meu are 210 cai. E perfect. Mergea și una de 3 metri, dar era maximul la tractor de 115 aia și atunci am zis ca să fie un pic ca sub limita lui. Cu asta la 2 metri jumate merge și după un tractor de 90 de cai. Deci am mers cu ea și după tractor de 90 de cai. Dar ăsta de 110 o duce perfect, nu are nicio chestie. Merge foarte din punct okay. de vedere al întreținerii, este dificil de îngrijit și absolut de nimic. Are două gresoare, în două părți, la rola din spate și în față acolo. Și în rest, ulei în grup și nimic altceva. Cuțitele s-a ascut singure, nu are nicio treabă. Da, adevărul, cu cât merge mai mult, cu atât ai mai ascuțit. Adevărul este că n-a trebuit să vă trimit niciodată cuțite de rezervă, ceea ce înseamnă că funcționează okay. foarte bine. Ne bucurăm din suflet că ne-ați primit la dumneavoastră și ne-ați lăsat să vedem cum lucrați cu putem împreună să ajutăm să meargă da, treaba. Mulțumim nu? Din suflet, vă dorim mult spor la treabă la fel. Și sperăm să colaborăm cu drag, în continuare cu succes. Mulțumim frumos! La fel!
Köszönjük szépen, hogy megnéztétek a videónkat. Mint ahogy láthatjátok, egy Omicron XL 2500-as gép nagyon-nagyon szép munkát tud végezni. Szóval, hogyha tetszett a videónk, akkor kövessetek minket Facebookon, Instagramon, Twitteren, TikTokon, vagy iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, vagy látogassatok el a weboldalunkra, a www.agrohof.com-ra. Én Kecskés Norbert voltam. Én pedig Nyári Richard. Legközelebb találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.